Muzeul din Dumbrava Sibiului a fost inaugurat în 1963 la inițiativa lui Cornel Irimie. Este considerat drept unul dintre principalele obiective pentru turiștii români, dar și pentru străinii care ne vizitează țara. La sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, o săptămână dedicată acestui eveniment, în care vom avea vernisaj de expoziție a proiectului tematic al muzeului. De asemenea, vom vernisa cabinetul Cornel Irimie, memorial Cornel Irimie, și va fi un simpozion aniversar. Vom avea și invitați din străinătate. Totodată atunci vom vernisa casa gospodăriei de vărat din Dragul Brad, județul Hunedoara, și vom lansa și o ediție de timbre omagiale pentru acest eveniment. Președintele adunării Corsici, Dominic Buchini, va vizita Sibiul în luna iunie. El este invitat la Festivalul Internațional de Teatru. În cadrul acestui eveniment, insula Corsica va fi reprezentată de o trupă de teatru. Se dorește ca pe viitor colaborarea cu provincia franceză să fie extinsă și în alte domenii. 20 de permise au fost reținute de polițiștii sibieni după ce șoferii nu au acordat prioritate pietonilor. Șoferii au rămas fără permis pentru o lună de zile. De asemenea, în cadrul acțiunilor desfășurate de polițiști a fost găsit în trafic și un bărbat cu alcoolemie de 0,73 mg alcool pur în aerul expirat, care conducea un moped deși nu avea permis de conducere. Din 19 ianuarie, mopedele mai pot fi conduse pe drumurile publice doar dacă șoferii au permis de conducere. Examenul constă în susținerea unei probe teoretice și a unei probe practice în poligonele speciale amenajate.